Treci, domnule. Mă uitam cât de bine arăți. În această seară. Arăți bine, arăți bine. Dar ce, eu n-arăt bine? Ce? Ba, da. Păi, da. Uite și la tine, măi, ce... Îți plac fetele astea, a? Nu-mi plac nicio fată. Iartă-mă de întrebare. Tu câți ani ai? 5 ani jumate. Mulți înainte. Ești foarte drăguță. Și mare, așa. Da. Vrei să-mi spui ceva? Am înțeles că ai întrebat la preselecție de mine. Păi da, am întrebat. Vreau să mă fac colegă cu tine de școală, așa. De școală? Crezi că mai am nevoie de școală? Nu, da. Dar ce? Adică vrei să lucrezi și tu cu mine? Da. Dar unde crezi că e serviciul meu? Da, unde știu. Păi și poate nu ți-ar plăcea să lucrezi unde lucrez eu. Crezi că ți-ar plăcea să lucrezi cu mine? Da. Da? Adică vrei să fii și tu strungar? Nu, vreau să fiu vedetă. Aaa, deci la serviciu ăsta? Da. Nu la... La Prima TV. A, acolo. Vrei? Dar și ce ai putea tu să faci acolo? Ce să fac? Ce faci tu? Adică ce? Ce? Da. Vreau să fac ce face Mihaela Rădule, cum place de ea. Dar ce face Mihaela Rădulescu? Păi tu nu știi, nu te uiți la emisiunea aia? Nu, ce face? Nu? Nu, zi. Vorbește, ce să facă, vorbește acolo. Și... Da, și primește invitați, dar tu crezi că ești în stare să faci ce face ea? Da. Hai, uite, să presupunem, noi trei suntem invitații tăi. Hai, să vedem. Tu ești Mihaela Rădulescu. Și noi stăm pe fotolii, știi? Da. Așa. Păi spune bună seara, uitați-vă, noi cei invitații noștri de astăzi sunt cu tare, cu tare și cu tare. Hai, să zic. Păi de unde sunt numele? Păi zi tu, cum te cheamă? Ștefan. Ștefan. Virgil. Georgiana. Așa, bun. Ștefan, Virgil, Georgiana. Ai băgat la cap și începe emisiunea. Atenție, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, ești în direct. Hai să încerc să vezi dacă o să poți, că dacă o să poți, poate rezolvăm ceva, vorbim cu ea, te mai duce pe la filmări. 5, 4, 3, da, atenție, 2, 1, te rog, ești în direct. Ai un pic. Bine, uite, bun, încă o dată. Și intri. Bună seara, stimați telespectatori, că asta e o formulă, știi, care se folosește din 73 încoace. Da, știi ceva? A. Nu, păi faci ca tine, nu ca ea. Dar noi suntem invitații tăi. Tu faci ca tine, normal. Ai personalitate, ai... normal. Atenție, liniște. 5, 4, 3, 2. 1. Suntem în direct. Stai, mă. Păi de ce să stau, mă? Păi n-ai zis că încerci? Ai uitat cum ne cheamă? Ștefan, Virgil și... Georgi. A, bine, gata atunci, hai, vorbești cu mine. Ai nevastă sau nu? Tu ai soț? Păi are mami, nu eu. Păi are mami, dar tu nu o să ai? Ba da, că păi, mă fac mare. Păi sigur, păi, da. Tu ai? Așa, n-am soț. Nu soție ai? Soție, Dumnezeu, sănătoasă. Ai? Ce? Sau nu? Ai sau nu? Nu. Bine, poți să te măriți cu domnișoara mea, educatoarea mea de la Cămin. Știi ce să zic, câți ani are? E mare, dar nu o fi ca mine. Bine, adică e mare așa, ca mine așa? Nu ca tine, e un pic. Mai mică. Mică, că băieții sunt mai mari. Sunt mai bine, dar nu știi. Da, deci ea ți-a zis să-mi spui chestia asta? Nu. Știu eu că fiindcă sunt deșteaptă. A, ești deșteaptă și știi tu că ea și-ar dori treaba asta? Nu, dar eu... Păi dacă nu-și dorește?
Degeaba îmi doresc eu. E singură și tu, a? Ha? Poate ce facem vrei? O chestie, ha? Zici, ce vrei? Dar dacă eu nu sunt singur? Dar dacă nu e nici ea singură? Ba, este. Păi de unde știi tu? Că mi-a spus. E frumoasă? Da, e blondă. Cu părul lung. Și cu părul lung. Părul lung? Da. Până unde? Până aici. Așa. Și cum arată așa? E? Frumoasă. Nu e grasă? Nu e. E slabă? Nu. Dar cum e? E ca tine. Nu mănâncă părul. Ce, e bărbat? Nu, mă, nu. Nu. Nu este bărbat. Da. Da. E femei, da. Așa. Dar numai că nici nu mănâncă prea mult, nici prea puțin. Adică potrivit. Da. Da. Să-i transmit sărutări de mâini din partea mea, bine? Da. Bine. Da, dragule. Uite, ursuleț polar. Te-am păcălit. Arzi. Ești fierbinte, mă. Dar ce ai, ai temperatura mare? Nu. Păi nu, dar să vezi urși polari la ora asta. Dar sper că n-ai nimic. Întinde-te puțin pe spate să-ți revii, întinde-te. Stai așa, așa nu, așa. Stai am așa. Un aparat aici. Da, 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 lasă-l acolo, n-ai nimic, stai așa liniștit. Lasă că o să fie totul bine, stai liniștit. O să fie totul în regulă. Și vin imediat să vorbim, da? Șș, da. Uite-te în ochii mei când vorbesc cu tine. Da? Știi ceva? Sper că am observat că am sclipit pe la ochi. Poftim? Am sclipit pe la ochi. Am observat. Și în? Nu am în. Ai și în. Sclipesc ochii. Ba nu. Am doar pe aici. Dar de ce lăcrimezi? Din cauza luminii. Din cauza luminii. Nu din cauza emoției. N-am emoții. Nu? Ce bine. Am uitat să te întreb, în ce lună ești tu născută? Octombrie, dar numai că am făcut schimb cu mami de zodii. Măi. Și suntem zodia leului. Măi, ce s-a roșit? Măi, stai cu mine, nu mai scoate o vorbă că te roșești foarte tare la față. Vin imediat la tine. Ce zodie ești? În balanță, dar am făcut schimb cu zodie. Mami. Cum adică? Am făcut schimb cu mami în leu. Că-mi plac leoaicele. Ai făcut schimb de zodie cu mami. Da, dar vreau să știu ce. Și acum ia balanță, nu? Da. E ia balanță. Ce zodie ești tu? Eu sunt pește. Pește? Nu prea știu. Nu, nu, nu vorbeam. Nu de meserie vorbeam. Zodia peștilor. Eu zic că e bună. Păi da, măi, ia uite, stai liniștit pe spate așa până vin la tine, că altfel, uite, ai văzut cum te ia cu năduf cu... Stai cu minte acolo. Așa. Și cum ai făcut, măi? Ia uzi? Ursul. Și cum ai făcut, mă, schimb de zodii? Și acum, mama e balanță, tu ești leu. Dar îți dai seama că nu o să mai vină la tine la petrecere copii de ziua ta? Că ei știu că e atunci în balanță, în octombrie. Va vină. Păi n-au cum dacă ei știu atunci, vine da, la... Da, dar știu că eu sunt leoaică. O să vină la mama ta? Nu, o să știe că eu sunt leoaică, mi-am făcut schimb cu mami de zodii. Ai anunțat pe toată lumea? N-am anunțat, dar fiindcă sunt eu leoaică, că mă prefac, știu. Dar cu ce e mai bună zodia asta a leului? Bună, uite, fiindcă și Mihaela Rădulescu e în zodia leului, pentru că ești puternic de-aia. Ca leu? Da. Și o lași pe mama pe cântarul ăla agățată pe balanță? Hm? Nu, mă, nu, că doar zodia e, nu așa adevărat. Da. Bine, stai că avem... Ce mi-a plăcut. Ridică-te ușor. Așa.
Tu ai mâncat săptămâna asta ceva? Am mâncat. Ai mâncat? Am mâncat acasă. Ai mâncat, da? Da. Tu când o să fii mare, ușor te-o să luăm. Tu când o să fii mare, ce-ai, ce-ai acum? Ce? Ți-a intrat cineva în ochi? Da. Tu ce o să te faci când o să fii mare? Doctor, cercetător, fotbalist și constructor. Reziliență, dar tu nu ai aflat ceva? Cam steagul României acasă. Foarte frumos. Ce numai americanii să și-l afișeze peste tot și noi. Am și jucării cu dinozauri. Dinozauri? Jucării. Jucării. Da, mă rog, dar ce vrei? Și mă joc cu ei în fiecare zi. Stai mă, hai să revenim la meserie. Doctor cercetător, nu? Da. Adică care inventează un medicament să trăiesc până la 1000 de ani. Nu mai râdeți! Medicament? Da, un medicament care trăiești până la 1000 de ani, să nu mai trăiești până la... Dar de ce ai vrea tu să trăiești până la 1000 de ani? Pentru că eu nu vreau să mor. Păi, n-o să mori. O să... Mori la 100 de ani. Cine? Noi. Eu? Băi, tu crezi că scap așa de repede? Adică scapă lumea așa de repede de mine? Crezi că plec eu așa de repede de aici? Că ne împlinești 100 de ani. Tu crezi că eu numai până la 100 de ani? Eu merg spre 200 încolo, cred. Nu. Dacă acum am 60... Înțelegi? Eu mă păstrez foarte bine. Pricepi? Da, eu nu o să am nevoie de medicament. Și ce pui în medicamentul ăla? Nimic. Îl inventez doar așa. Și cui o să dai pilula? Păi lui prietenul meu, Iul, de la etajul 2, lui mami, lui tate, lui mamaie, cam trei felul de verișor și de verișoară. Lucian, care e chiar sub mami. Ce face Lucian? Ia așa. Și o să-i dau și lui, și lui Carmen, și lui Lidia, și lui Romica, și lui Ana, și lui Adi, și mătușei mele, și lui Viorel, unchiul meu. Și când ies afară, ies cu mingea. Nu mai râdeți. Și pilula, mie nu mi-o dai? Sigur că da. Îmi dai și mie una? Da. Și lui tanti aia de la casting îi dai? De la preselecție? Păi am uitat unde scrie preselecție. Lasă că îți arăt eu, îi dai și ei una? Da. Că dacă nu îi dau eu. Virgilianu, da. Ai vrea să te întreb ceva. Spune. Aici ce e în tunelul ăla? În tunelul ăla? Să nu intri niciodată în acel tunel. De ce? Pentru că nu vezi ce întuneric este după? Uite-te sus, acolo. Este întuneric și acolo Așa. Sunt forțele malefice din semănătoarea. Tu n-auzi cum sună? Semănătoarea! Da. Și dacă treci de ușa aia, ajungi în universul negru și macabru al acestei instituții semănătoare. Nimeni n-a avut curajul să pătrundă dincolo. Nimeni n-a avut curajul să pășească pe acea ușă. Este un tunel din care nu mai poți ieși. Niciodată. Dar tunelul ăla... Acolo e un tunel, pe acolo intru eu și numai eu. Înțeleg? Dacă intră altcineva? Când cărunțește. Uite, îi se face părul alb așa, ca mie. Ce vrei să verificăm? Da. Ai curaj să treci prin ăla? Nu, dar nu m-a interesat. Păi nu te-ai interesat. Dar... Pe acolo nimeni n-a avut curajul și nu te sfătuie să încerci. Să nu treci încolo, bine?
Bine, ok. Ziceai că vrei și fotbalist să te faci. Da. Cu ce echipă ții? Cu toate echipele din univers. Cu toate echipele? Da. Mai puțin? Liechtenstein. Dar ce e cu Liechtensteinul, dragă? E cea mai proastă. Poți, dar unde-ți veni asta cu Liechtensteinul? Nu-ți place? Care, mă, că a făcut egal cu nu mai știu cine? Nu-ți place ție Liechtenstein, cu toate echipele, nu? Ce-ți veni? Nu înțeleg, dar șah știi? Nu știi. Știu. E, știi, nu știi. Dacă te întreb cum mută piesele, cum se mută piesele, habar n-ai. Știu. Parcă văd. Nu știi, n-ai de unde să știi. Uite că mă și duc la următoarea invitată, pentru că n-ai, dacă ai ști, mi-ai spune cum se mută piesele. Pion se mută în 1, calul în L, tu la un... Ce? Calul în ce? În L. Așa? Turnul unde vrei tu? Turnul unde vreau eu? Da. Și așa, și așa, și așa? Da. Tu... Regele când își dă șah... Ce face? Tu când își dă șah, muții... Muți regele. Și nebunul? Nebunul îl muți numai după ce. Mergi doar în colț. Ce? Mergi doar în colț. În colț, nebunul? Da. La colț. Și ce mai e? Pionul, cum ai zis? Și regina ce face? Regina? Păi, regina... Merge unde vrea ea. Deci ea și cu regele, ei se plimbă peste tot. N-au nicio restricție. Da. Așa se mută la șah? Da. Dar ai jucat vreodată? Da, am jucat pe calculator. Cu cine? Singur cu calculator. Și singur și sunt convins că ai câștigat. Da, am câștigat de 3 ori, dar calculatorul m-a bătut de mai multe ori. Da, păi el e bun. Dar am și la table. Și table pe calculator. Da. Am și șah în realitate și table în realitate. Da. Îți plac, te-am mai întrebat. Îți plac fetele totuși, acum ai observat. Păi cum nu-ți plac? Nu-mi plac. Ne-au zis ce frumos a vorbit domnișoară. Cum nu-ți plac? Nu-ți plac în general așa? Nu-ți plac deloc? Da. Dar știi ceva, virgin? De ce nu-ți plac fetele mai? Ceva? Zim. Eu pot să alerg mai repede ca un tren. Mă, lasă-mă cu trenul ăsta. Stai puțin, că nu înțeleg cum să nu-ți placă fetele, mai. Ia uite-te puțin. Ia uite-te puțin. A? Virgilian, dacă spart ciobulă, la unde cazi? Răspunde la întrebare. Acolo? Da. Și nu știi unde duce zona asta? Dacă cumva calci pe amândouă deodată, pătrate, e o trapă care te duce jos în pivniță. Să nu cumva, să ai grijă când calci, să sari întâi pe cealaltă. Să nu calci deodată, că se apasă și te duci în jos, așa. Are o legătură, că te duci în tunel și cu tunelul ăsta, știi? Te duci trapa în jos și cu tunelul, pac, și ajungi. Boa, ai grijă când calci pe aici, da? Te rog frumos când cobori, când se termină emisiunea, bine? Pe aici cel mai bine, o iei prin spate, pe acolo, doamne, mersi. Bună seara. Bună seara. Cum te numești? Zoltiana. Și mai cum? Florentina. De ce? Aia. Când? Când ce? Când te-ai născut? Nu mai știu. Nu te duce. Nu te duce. Am auzit ceva. Nu te duce, te rog. Uite, și o umbră. Așa. Era a mea? M-am și speriat să nu mă duc. Ce zici tu de acest domn căruia nu-i plac fetele? Zic că nu e bine. De ce crezi că e bine să-ți placă fetele? Că ele sunt frumoase. Da? Sunt ca
Păi da, frumoasă, nu? Păi da, și sunt frumoase, nu? Da. Păi vezi că sunt frumoase? De ce-ți plac? La cămin am două prietene, vezi. De ce-ți plac? Doar două, dar când am mers la... Mă, îți plac? Da, doar trei. Doar trei îți plac? Da. Ai grijă, bă. Hau! Mulțumesc! Uite cum m-ai emoționat, vezi? Cum te-ai emoționat? Cum m-ai emoționat? Păi nu mai putem încă o dată, că e lume multă. Bun, spune-mi, când e ziua ta? A fost. Și cum a fost de ziua ta? Ce s-a întâmplat? Nimic. E, nimic. Păi nu, rău. Ce cadouri ai primit? Ce? Am primit o vrăjitoare care nu m-a plăcut mie deloc. O vrăjitoare? Da. Bună sau rea? Baterii. Cu baterii? Da. Japoneze sau? Da, japoneză. Așa. Și? Dacă atunci când ai primit-o, i-ai zis mulțumesc și te-ai bucurat, așa? Da. Dar nu ți-a plăcut? Dar nu m-a plăcut. Ha, da. Înseamnă că ești prefăcută sau cum? Asta sunt prefăcută. Tatăl meu e prefăcut că îi place prăjitura. Tatăl meu e prefăcut că îi place prăjitura. Gata. Deci... Tatăl meu e prefăcut când îi face... Păi da, dar tu nu ești prefăcută dacă spui că îți place un lucru și de fapt nu-ți place? Tati meu, dar ce are tati? Ce face tati? Tati meu face că... Se preface că eu îi fac acasă prăjituri. Și se preface că îi place? Da. Și nu îi place de fapt? Nu îi place, nu. Nu prea le mănâncă, ha? Nu prea le mănâncă. Dar odată chiar a gustat din ea. Săracu. Obligat. Da. Tu, prieten, ai că aici s-a discutat în ultima vreme... Despre prieteni, nu știu, la vârsta voastră. Îmi plac desenele animate. Aliniate. Animate. Da, am înțeles. Ai prieteni? Da. Cum îl cheamă? Am unul Valentin și încă unul David. Doi prieteni. Care e mai drăguț? Valentin. Și David? Mai puțin. De Valentin îți place mai mult? Da. Dar el știe că ești prefăcută? Nu știe! Ei, uite, a aflat. De la cine ai primit vrăjitoarea? De la un prieten al meu. Cum îl cheamă? Alex. Ei, Alex a aflat că nu ți-a plăcut vrăjitoarea. Și că ai fost prefăcută cu el. Ce poți spune despre acest lucru? Pot spune că n-a fost chiar așa de mine, dar a fost bine că nu m-a plăcut vrăjitoarea. Păi... calculator? Intri așa peste... Știi, vorbeam și noi cu... Vorbeam și noi... Da, cum poți... Hockey pe gheață, am basket, fotbal... Două secunde că o să mă întorc la tine că am observat... Acum am observat ceva. Aoleo, băi! Stai! Stai, mă, că nu-i nimic! Stai că nu-i nimic! Nu mai țipa că s-o speria, mă! Stai că nu-i nimic, mă! Nu se întâmplă nimic, dragule! Hai încoace cățară că nu-i nimic! Hai că nu-i nimic, a glumit un nene acolo! Mă, ieși de acolo, mă! Răule, că l-ai speriat! Vino încoace că nu se întâmplă nimic! Nu intru, nu trebuie să intri! Hai pe scaun la loc! Hai că nu se întâmplă nimic! Vino aici! Nu-i nimic, că nu-i nimeni, un nene care a vrut să te sperie! Hai să-l vezi, așa că a vrut să glumească. Măi, răule! Tu să... Ia vino afară, băi! Ia ieși afară! Băi! Vino aici! Vino aici! Hai să-l vezi! Uite-l pe ăsta! Îl vezi?
Ia uite. Vezi că nu se întâmplă nimic? Da. Gata, te-ai liniștit? Am glumit. Păi da, glumim și noi, măi. Fetele astea râd de tine chiar așa, de-aia nu-ți plac fetele. Ha? Hai înapoi la loc, că nu se întâmplă nimic. Ne-am jucat și noi puțin, hai, sus. Așa. Nu te mai sperie, măi, gata, a plecat, a plecat. Uită-l acolo. Gata? Te liniști. Nu se mai întoarce. Lasă-l, măi, și tu. Ai văzut că e frică omului, na. Da, dar mie nu merge. Normal că te-am păcălit. Păi da, așa, de ce tu să mă păcălești pe mine că știi să joci șah și eu să nu te păcălesc pe tine? Eu nu te-am păcălit atunci. E, ba, m-ai păcălit? Nu te-am păcălit. Că eu nu cred că știi să joci șah. Vrei pe la mine să-ți arăt? Da. Când? Când vrei tu, când mă inviți. Astăzi, la ora asta. E târziu, mă. Aoleu. Dar... ce drăguț a fost. Dar băiatul ăla, cum se cade, cum îl cheamă, drăguț băiat, mă. Băiatul ăla de treabă, zi, Augustin. Augustin? Ce băiat. Ce minunăție de băiat. Ce mai face? Acum vă țigăliți ca să vă spun despre Augustin. Da, nu? Da. Ce face Augustin? Bine. Vreau să spun că dă în copii. Dă... pe ăla e rău. E rău. Dă. Cum, Augustin? Este un băiat bomboană de băiat. De ce spui că e rău? Chiar e rău. Acum chiar mă țigălit să vă spun despre Augustin. Ce, zi-mi ce știi despre Augustin? Că e foarte rău, asta știu. Măi, eu am auzit că și el te iubește foarte tare. Și tu îl iubești și la un moment dat o să vă căsătoriți pentru că nu se poate. Ăsta este destinul. El mă cheamă ca să-mi dea un pulm. Să vin la el și să-mi dea un pulm. Mhm. Da, nu știu dacă tu ești pregătită, de exemplu, pentru viața adevărată. Uite, trebuie să știi să gătești. Știi să gătești? Da, pe odată. În afară de prăjiturile pe care le mănâncă tata, că odată. Da. Acolo? Acolo în tunel se ajunge. Se ajunge unde mă schimb eu, unde mă îmbrac. Păi să arăt când mergem sus. Pe aici pot să ies, pe acolo pot să ies, ies pe unde vreau eu. Până am bălătură. Uite, mă. Vezi că nu-i nimic? Da. Vezi? Și pe acolo se iese și se intră. Poți să faci eu ce am cu mine? Hai să cu mine să-ți arăt că nu-i nimic. Hai ca să te liniștești. Trag o privire. Trage o privire. Vezi? Sunt tot felul de lumini, de aparate, de... Ai văzut? Te-ai liniștit acum? Da? Hai că te-am păcălit bine. Dar și ăla ce-i-o fi trecut prin minte să te... să facă precum balaurul. Da, bun. Hai pentru final așa. Să aflu care e rețeta... de... Mă, acum îți dă mâna să te joci. Rețeta preferată pentru prăjiturile pentru tati. Hai să o aflăm și noi. Ce pui în prăjitura? Prima dată înghețată cu o dată. Am făcut înghețată. Caldă? Așa, potrivită. Înghețată, da. Potrivită, nu... Da. Așa. După aia am turnat praf de copt, lămâie, s-a amestecat. Și ce? Și-am amestecat. Praf de copt. Da. În înghețată. Da. Păi, eram... am amestecat-o prima dată. Și după aia? Bagi la cuptor. Da. Înghețata. I-am pus un pai unde să soarbe tati. Și tati a crezut că e... că nu ia să... Dar chiar ți-e-ți place să-ți bagi joc de gusturile oamenilor? Nu-mi place, dar că mă plictisesc. Asta fac.
Am uitat, m-a sunat Valentin, mi-a zis să te pup din partea lui. Și îți urează o zi plăcută. Da. Și a zis că așteaptă să te duci să-ți ceri scuze pentru cum te-ai purtat cu el. Nu m-a purtat rău cu el. Eu așa am înțeles că tu ești de fapt aia mai puțin cu minte și el e cel mai cu minte. Mai ne-a plăcut. Omul ăla se întoarce înapoi în tunel. Nu se întoarce. Hai să închei și cu tunelul și cu...